O lume dispărută. Wow! Electricitatea. Și discul vibrator transformă curentul electric în unde electromagnetice care sunt retransformate de un disc vibrator corespunzător aflat la sute de kilometri distanță. Serios? Este foarte interesant. Profesorul Summerly știe multe despre electricitate, inclusiv cum să se distreze cu asta. Desigur, un radiotransmițător necesită un component vital pe care noi nu-l avem, electricitatea. Electricitatea? E un fel de forță. Face lumină și alimentează telefoane, radiouri, fonografe și multe altele. Pacea mama, spiritul mamei pământ ne dă forța de care avem nevoie. Da, dar voi nu aveți și așa ceva. E o busolă, îmi spune unde-i sudul, estul, vestul și nordul, vezi? Nordul este unde-i satul, a? Ia stai puțin, acolo-i sudul, nu nordul. Mă tem că busola nu face față câmpurilor magnetice de pe platou. Nu vă trebuie așa ceva, vă trebuie doar ochi pentru a vă orienta. Soarele vă arată calea, vedeți? E sus printre nori, deci satul e acolo. Da, dar cred că nu ai mai văzut așa ceva. Am păstrat câteva lucruri găsite în avionul tatei. Asta e o sticlă. Poți pune în ea apă sau și mai bine suc. Doamne, ce dor mi este de o gură rece de suc. Săculețul meu cu apă nu face asta. Observ că nu poți fi impresionată. Alteță regală. A? Moia! Doamne! Talismanul ăsta e un bun conducător. Oh, Doamne, Billy, asta e! Știu cum putem pleca! Ascultă, băiete, ne-ai dat soluția și a fost tot timpul sub ochii noștri. O turbină! Acum sunt sigur că vom găsi ce ne trebuie. Desigur! O turbină! Pentru electricitate? Stai să vezi asta! Da, trebuie să facem un circuit electric, metal, sârm, aur... Va fi destul de simplu să creăm un curent direct. Ei bine, funcționează! Prototipul funcționează! Trebuie să-i spun lui John. Padamara, kina tokma, ochomuyu katavu. O încercare grea a lovit satul. Facă-se voia ta! Uitați, are un diamant în capătul bățului. Dumnezeule, ai putea să cumperi chiar un regat cu el. Pietrele valorează cât primești pe ele, Matahala. Și în lumea asta nu primești prea mult. Da, dar știu unde aș lua pe ele bani frumoși. Nu mă îndoiesc de asta. Ayarani consideră aceste cristale sacre. Valoarea lor nu constă în ceea ce sunt, ci în ceea ce pot face. Cred în puterea lor magică. Atunci când voi ajunge acasă cu ele, chiar vor avea putere. Magie? O, Doamne, întotdeauna mi-a plăcut magia. Maple White, magnificul și asistentul lui potent Colver. Adamara kinatogma, ichikayachuka, achomuyu katavu. Zeii mi-au spus că străinii trebuie duși în fața orbitei sacre din peștera de cristal. Cristalele ne vor spune ce au în suflet. Domnule John, trebuie să vedeți ceva. Cred că am găsit soluția cum să plecăm acasă. Tot respectul pentru bătrân. A găsit momentul oportun. L-ai auzit pe bătrân Raxton. Să ajungem acasă e mai important decât acest talmeș-balmeș cu cristale magice. Merg eu la peșteră pentru test. La acest bun prietenii, nu? Ai spus că vrei un voluntar?
Oh, ce drăguț! Ca la un spectacol de magie, exact cum ai spus. Numai șamanul și regina cunosc intrarea secretă în peșteră. Nu mai mânca frăguțele. Vom avea nevoie de ele mai târziu. Haideți, dragilor, n-avem timp de pierdut. Nu înțeleg. Cum a băgat profesorul soarele în sticlă? Știi? Asta e electricitate. Iei forța apei și o transformi în lumină. Dar profesorul va face una și mai mare care va... Păi, va face ceva și mai mare. Aici o vom reconstrui la o scară mai mare, desigur. Dacă putem genera destulă electricitate, am putea monta un radio pentru a trimite în lumea de afară un semnal de alarmă. Summerly, ești un adevărat geniu. Oh, draga mea, un geniu, ești drăguță. Dar mi-amintesc că odată majestatea sa m-a luat deoparte și... O, firar de vorbe, eu n-am de gând să-l ascult până la capăt. Mai încet. Unde suntem? Oh, am dat lovitura. N-am mai văzut niciodată diamante așa mari. Aconta! Padamara kinatokma ichikalayuka ochomuyu katabu. Mai la stânga! Așa! Ține-l așa! Wow! Uite cum merge acul! Asta e bună! N-are rost. Mă tem că nu pot genera destulă energie. Dacă nu găsim o sursă de curent mai eficientă, nu vom putea transmite mesajul decât la o aruncătură de băți. Ăștia ce sunt? Pterodactili? Arată ca niște muște uriașe. Da, da, așa-i, mamă. Muște dinozauri uriașe. Se pare că vine furtuna. Animalele o simt. Mina! A fost oribil! Oribil! Dacă mă mai ofer voluntar, amintiți-mi să n-o fac. Mamă, am făcut lumină. E foarte frumos. Deci este adevărat, nu? Orbita sacra a dezvăluit fulgere și distrugere. Acum înțeleg sensul lor. Străinii pot controla fulgerul și forțele pacea mama. Ne vor distruge lumea și pe tine, prințesă. Nu, mamă, nu e așa. Am văzut lumina lor, nu e rea deloc. O vor folosi pe Mina să ne distrugă. Nu vrem să facem așa ceva. Noi folosim forța apei doar pentru electricitate. Consiliul bătrânilor va decide. Ai noroc, Raxton. Trebuie să-i oprim. Spiritele rele, într-o peșteră plină de diamante, l-am văzut pe Jack Turner. Pe tata? Nu mai bazaconii! Jack a fost acolo? Jack al meu? A fost doar un truc de-a lui Urcon, nu vă faceți iluzii. Oh, nu mai spune! Nu plec!
pleci nicăieri până nu-mi spui unde l-ai văzut pe Jack. Aș vrea să-ți spun, dar am fost legat la ochi. N-aș ști să mă întorc acolo nici dacă aș vrea. Wow! Energia acestei pietre e mare. Trebuie să-i o arăt profesorului. Culver spunea că e o peșteră plină de diamante. Pun pariu că știi cum să o localizezi din nou. Dacă nu mi-arăți unde-i peștera, Coia va afla că ai furat un cristal sacru și nu cred că va fi foarte încântată de asta. Bine, bine, doamne! Chiar că femeile obțin ceea ce vor. Dacă nu uiți asta, vei scăpa de multă bătaie de cap. Generație după generație, memoriile au transmis mai departe legendele vremurilor străvechi, pentru ca împărătesele să învețe din ele și să-și conducă popoarele cu înțelepciune. A sosit clipa ca poporul Ayara să cunoască o astfel de legendă. Strămoșii care locuiau în orașul interzis aveau daruri minunate, puteri speciale. Erau o societate foarte puternică, dar nu trăiau în armonie cu natura. Au crezut că întărâtând forțele naturii vor putea conduce lumea și lăcomia lor aproape i-a distrus. Orașul interzis a dispărut, îngropat pe vecie de aceleași forțe ale naturii pe care strămoșii au încercat să le controleze. O astfel de putere i-ar prii poporului nostru. Să trăim ca strămoșii, puterile ce le aveau. Am văzut cu ochii mei că Urcon are dreptate. Străinii încearcă să controleze forțele naturii, la fel ca și strămoșii, și ne vor duce la aceeași distrugere. Consiliul bătrânilor a hotărât. Le veți distruge armele și îi veți întemnița. Cred că asta ne ajunge, Billy. Dacă împărăteasa s-a supărat pe noi, zilele ne sunt numărate. Ar fi bine să ne mișcăm rapid și să trimitem semnalul cât mai avem timp. Merg cu mama să mai aduc. Trebuie să recunosc, Maplewhite, a fost o idee bună să lași o dâră de frăguțe. Pleacă, Firar! Totuși nu prea bună. O, da, tu te-ai fi descurcat mai bine. Hei, mamă! Maplewhite, unde au plecat? Trebuie să mai găsesc cristale. Hai, băiete! Ești sigur că e aici? Maplewhite, răspunde-mi! Lașul. Jack, ești aici? Sunt Molly! Jack! Jack, ești aici? Jack! Jack, unde ești? Ei bine, cred că am terminat. Să-i dăm drumul. Uite cum merge. Aproape am reușit. Când se întoarce Billy cu alte cristale, vom putea transmite mesaje până în bătrâna Anglie. Ascundeți-vă! Ce provoacă asta, doamne? Vai de mine! E cristalul! Distruge totul când intră în contact cu câmpul electromagnetic al platoului! Trebuie să-l oprim acum! Da! Ești Tiafăr, Summerlee? Mm.
Trebuia să-mi dau seama. Am avut toate semnele. Sunt condiții geotermale unice care... Hei, vorbește și pe limba noastră. Fiți atenți. Platoul e înconjurat de un câmp de forță electromagnetică. Vremea, animalele, munții au un echilibru fragil. Dacă îl perturbăm cu ceva, vom dezlănțui calamități nemai văzute. Adică vrei să spui că s-a zis cu radioul? Exact. Dacă nu vrem să distrugem platoul și viața de pe el. Coia și Urcon au dreptate. Avem de dat câteva explicații. Da, acu' e momentul. Aia, aia, aia. Unde e Maple White și femeia cu copilul? Uiaca, luați-i de aici. Dar nouă ni s-a ordonat să le distrugem armele. Plecați acum. Mă ocup eu de ce e aici. Ah, dacă aș avea energia strămoșilor, puterea și influența mea ar fi foarte mari. Inutil, nu are rost. Nu voi găsi cristalele, nici pe mama. Hei, merge din nou. Mina, tu ce cauți aici? Vreau să-ți spun, semenii tăi sunt în pericol. Piatră simplă, piatră magnetizată, dar nu destul de tare. Cred că i s-au spus mamei lucruri false. Billy, trebuie să-i spui adevărul. Știu că nu încercați să ne distrugeți. Trebuie să vii să-i spui mamei toate astea. Nimeni nu mă va crede. Tata spunea mereu că faptele sunt mai mult ca vorbele. Caut cristale pentru a dovedi că electricitatea și radioul nu fac rău. Te ajut și eu. Haide! Tu, fă-l să meargă. Da, sigur. După ce mă arunci la câini, vrei să te ajut. Fii serios. Nu fi stupid, împreună vom controla forțele naturii. Știi ceva, vraciule? Chestia asta nu controlează nimic. Deci, ai furat unul din cristalele noastre sacre. Pedeapsa pentru asta este cea capitală. Ce-mi pasă mie de cristale când aș putea conduce lumea? Dacă mă ajuți, vei avea toate cristalele pe care le-ai visat vreodată. Într-adevăr, este un dispozitiv bun. Pe aici, yes, Molly! Tu ești! Nu înțelegi. Am descoperit de ce este periculos dispozitivul pentru platou, dar nu suntem răi. Când au sosit războinicii, voiam să-l distrugem chiar noi. Astea sunt numai vorbe goale. Nu cred decât ceea ce văd cu ochii mei. Și tu vei vedea consecințele faptelor voastre rele când Urcon se va întoarce cu ceilalți. Urcon, Maple White, întreabă-l de mine. Mina? Ce ai făcut cu fata mea? Nu i-am face nimic, doar știi asta. Spui că faptele, nu vorbele, arată caracterul unui om. Lasă faptele să vorbească pentru noi. Molly și Billy sunt și ei acolo. Lasă-ne să plecăm. Oricine face asta trebuie oprit, înainte să pierim cu toții. Nu găseam ieșirea din labirintul ăla. Iute, pe aici! Stop! Ceva nu e în regulă. Mașina atrage energie în loc să emane. Liniște!
Nu! E prea multă energie! Nu mai știi ce s-a întâmplat în peșteră! Se întâmplă și acum! Trebuie să o oprești! Pleacă de aici, reptilă bleagă! O să te prăjești! Oh, bietul animal! Mina! Fica mea s-a stins. Trăiește. Mina Molava, umiata calaia, umiata calaia, Mina, ridică-te. Hai, ridică-te, Mina. Regret, alteță, n-am vrut ca mașinăria să facă rău cuiva. Acasă, electricitatea îi ajută pe oameni, ne face viața mai ușoară. Nu cred că ați intenționat să ne faceți vreun rău. Vechea înțelepciune ne îndrumă. În lumea asta trăim în armonie cu natura. Încercând să schimbăm asta, vom distruge poporul Ayara. Mă întreb dacă vocea auzită de mama în peștera de cristal chiar a fost a tatei. Cum spunea profesorul, totul are o energie. Chiar și oamenii. Dacă tata a fost vreodată în peșteră, poate cristalele au păstrat urme ale câmpului său electric. De un lucru sunt sigur, este o ordine naturală aici, chiar dacă noi n-o putem înțelege. Mă bucur că ne-am încercat să schimbăm și asta. Au dublat în limba română actorii Geo Dinescu, Pavel Sârghi, Mirela Corbeanu, Elvira Râmbu, Anca Signirean, Petre Ghimbășan, Rin Tripa, Richard Balint, Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Sanda Ilieș. Regia Geo Dinescu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.